Salut și bine ați venit la un episod de Raf pe Iona Games. Sunt Aleș și uite că urmează, o să ne jucăm, o să aducem jocul ăsta, să zic așa, la zi. O să fac foarte multe chestii în episodul de astăzi. Vreau să fac și ultimele update-uri ce au venit acest joc. Sunt aici frumos la masă, stau liniștit, acolo, sus. Da? Hai să ne ridicăm de aici, să vă arăt frumos. Deci pe aici, pe sus, am o grămadă, o grămadă de trofee. Ia uitați-vă cât porci am omorât și mai am și mai găsit și pe aici ceva chestii. Bun. Ce facem astăzi? În primul rând, mi-am făcut rost de toate animalele pe care sunt în joc. Da? Le avem frumos aici. Avem acolo două capre, pe pușa și pe tușa, două lame, da? Avem pe aici pe lambada și pe lama rama și avem și o pasăre micuță care mi-a dat foarte multe bătăi de cap până am găsit-o. Ideea este că am mers pe o grămadă de insule, am căutat o grămadă de chestii, am adunat o grămadă de dirt, ca să fac, să zic așa, gazonul ăsta pentru animale. Ideea care este? Animalele astea se hrănesc cu iarbă din asta. Da? Iarbă pe care vedeți voi că o mănâncă, ea trebuie udată. Deci merge să udăm cu, luăm de aici apă, am mai pus mai multe chestii de făcut apă. Deci luăm apă, hai să dau și eu drumul ăla, să vadă și meniul. Da? Gata. Luăm de aici apă potabilă și udăm udăm frumos iarba ca să crească înapoi, ca să mănânce animalții noastre. Am lăsat aici un spațiu special pentru că aici va veni ultimul update, să zic așa, ultima chestie care s-a băgat. Ideea este că trebuie udată iarba asta manual și atunci la ultimul update s-a introdus un sprinkler, un fel de stropitoare. Sprinkler să le găsim, de exemplu, în instituție unde pe undeva. Sunt acele sisteme de anti-incendiu, ceva de genul, da? Imediat. Nu s-a scris meniu? Gata, s-a scris meniu. Da, deci avem frumos aici, ia să vedem, un sprinkler, pe unde vine? Uite aici, da? Avem nevoie de asta, de asta și circuite, nu e problemă, care facem. Nu aici, nici aici. Ne trebuie din asta. Avem și bolturi de astea pe aici, pe undeva, avem. Ideea este că trebuie să mai golesc puțin de prin inventarul ăsta pe aici. Pot să fac un circuit. Ce mai plastic am? Mai trebuie plastic. Hai să facem separat. Facem circuitul separat și după aceea vedem care e treaba cu aici. De la circuit ne mai trebuie... ne trebuie aligouri de cupru. Pe unde l-am pe aici? Pe aici jos. Frumos. Banc, hai să las totuși foarfec aici deocamdată, că nu s-a în loc în inventar. Da, ne-am făcut și circuitul. Și acum să ne facem sprinkler-ul ăla. Bang. Bang. Ia uite. Deci cum arată. Frumos. O să-l montăm aici, chiar aici în mijloc. Dați așa căpriță că avem demontat o chestie. Iar jucăria asta ne va uda efectiv nouă iarba fără să mai stăm noi să ne chinuim. Ideea este că ne trebuie și o baterie aici. Punem apă și ne arată și pe indicator cam cât de plin este rezervorul ăsta. Deocamdată nu stropește pentru că nu are baterie. Hai să-l oprim cu apă. Pac, luăm apă de aici. Pac. Pac. Vă spuneam eu mai devreme că am mers din insulă în insulă până am găsit foarte greu pasărea asta care cred că s-a ouat deja. Ia să vedem. Iată. Pac. Nu dă voie să iau. De ce? Gata, am luat ouă. Am luat ouă și o să-l punem frumos aici. O să vă arăt ce facem și cu ouăle. Avem aici frumos spațiu pentru ele. Da. Bun. Ne trebuie nouă o baterie, am spus, pentru treaba aia. Bateria tot acela asta se face. Bateria, avem nevoie de plastic și de scrapuri. Nu știu dacă mai am scrapuri. Dacă nu avem scrapuri, va trebui să iau bateria de la... Nu mai am scrapuri. Va trebui să iau bateria de la radio și așa nu mai folosim deocamdată radio, nu mai căutăm insule. Ideea este că spuneam eu că să caut o insulă... A venit și rechinul, dar lasă-mi pace să facă de cap. Căutam insula mare. De fapt, sunt mai multe insule. Nu-s mai una. Unde se pune? Uite, aici bateria. Da? Și momentul ăsta a trebuit să ne dea cu apă acolo în spate, da? Asta am dat-o eu.
Nu, asta a dat de mine. În momentul în care apar, cum îi spune, capra mănâncă, sau capra sau lama mănâncă iarba, asta stupește automat. Deci nu mai stăm noi să udăm, cum îi spune, manual. Ideea este că trebuie să punem bateria să fie full și să avem rezervorul plin cu apă, că altfel nu o să face treaba și a scăpat de o chestie. Bun, legat de animale. Vă spuneam eu că sunt trei animale, da? Lame care ne dau nouă, ia să vedem unde este, unde am pus eu foaspeca aia, uite aici. Da, lamele ne dau nouă, cum îi spune, lâna. Capra ne dă lapte, ați văzut și voi în cezul meu. Da, ține-am pe ăsta frumos. Da, am luat o bucată de lână. Capra ne dă lapte, m-am spus. Unde a doua lamă? Pac. Da? Pe două bucăți de lână care le primim pe zi și caprele ne dau lapte. Iar acea pasăre ne dă Sweet Home. Acea pasăre ne dă, cum îi spune, ouă. Până acum, până la update-ul cu animale, ouăle le obțineam de la pescăruși. Acum pescărușii dau doar pene. Deci, cuibul astea dură doar pene, aici durau foarte multe ouă. Bun, asta și noi pui de nani ca să facă zi, să facem mai multă lumină. Deci eu din cu ocazia asta. Bun. Ce e, s-a întunecat? Deci asta e cea mai mare insulă pe care am găsit. Acolo în sus e încă vulturul în picioare. O să-l mai că mai încolo, dacă am timp să și-l omor, să facă ca pe ăsta, să-l facă așa frumos. Ce mai facem astăzi? Ideea este că avem aici ultimele, să zic așa, research-uri de făcut. Avem nevoie de lână și de un ou. Le facem și ultimele research-uri. Ideea este că lâna este la noi și o să luăm și un ou de aici frumos. Mergem frumos aici, am pus lâna, am dat research și învățăm să facem rucsac. Da? Facem rucsac și să ne facem și niște armuri. Da? O să punem și un ou aici, facem research și învățăm să facem un fel de alifie, ceva care să ne salveze, să ne mai oblojească rănile, sau cum se numește. Da? Bun. Deci, în momentul ăsta am făcut toate upgrade-urile, toate research-urile și suntem cu, să zic așa, și cu jocul la zi, pentru că am pus acolo, iasă dacă funcționează, Splinker-ul, care este de la ultimul update, cel mai recent update. Ia aici, trebuie să se oprească aici. Uite că aici deja a stropit, că nu era mâncată de... Stropește sau nu are baterie? Nu dau seama dacă bateria e... Băi, dar ce mai clar era asta, frate, cum râde așa cum are fața aia râzând. Vedem după aia dacă aici deja crește. Ar trebui să stropească și aici. Acum, nu știu dacă am bateria. Trebuie să merg pe aici, pe sub apă, să aduc niște scrapuri, dar asta în afara finală. Bun, mai am de făcut o chestie. Mai am de făcut o stație de gătit. Unde este să facem noi mâncare frumos, elegant. Asta. Da? Ne trebuie... Cred că avem de toate. Avem de toate. Nu știu lemn dacă avem, dar avem afară copacelul și-l tăiem. Bun, aici că ne trebuie asta și de asta și de asta și plastic. Plastic am pe aici, pe unde apă sus. Hai să las peștele asta aici deocamdată. Plastic și ne trebuie scândură. Scândură a spus că merge și loc de afară, din copac direct. Bang, bang, bang. Ia. Tot mai trebuie? Mai trebuie. Nu-i problemă că mai dăm. Vezi să nu stric și toporul. Am aruncat ceva acolo, dar nu dau seama ce. Facem următoarea schemă. Asta le mâncăm. Cred că sunt frunze acolo. Ia să mâncăm nucile astea. Pac. Erau semințe, care le punem frumos aici și udăm. Bun. Facem frumos stația de gătit. Pac. Și o punem aici afară frumos. Iar aici avem patru tocătoare, funduri, cum se spune la țară. Da? Și acolo putem să punem niște rețete sus. Avem aici rețetele puse pe perete, le-am găsit pe insule sau prin chesturi. Vreau să fac o rețetă simplă, vedem ce... Cu fructe. Compot de fructe. Uite aici. O luăm pe asta de aici. O luăm pe asta de aici. Bang. Și o punem frumos aici în față. Bine, nu se consumă, putem să o folosim mereu și o ținem aici. Deci avem așa, de un ananas, de un mango, de un pepene verde și de niște un fel de zmeură asta care se găsește pe insulă. Le-am pus eu aici. Uite un cap de... Mă, dar unde am pus eu zmeura aia?
Păi, am adus și zmeurile pe insula. Uite, aici mai am rețete. Hai să mai golesc eu de prin inventar. Aici să pun pește ăștia gătiți. Mi-am făcut rezerve de mâncare ca să am... aici am un pește, dar nu am pus încă, nu am pus, cum îi spune, așa, nu am pus scândură. Și pe aici trebuie să am și zmeură de aia, să fac și o compot. Nu mai știu ce, uite mă că am pus, știam că am pus. Da? Bun. Ia să vedem acum. Deci aici punem pepenele. Hai să punem așa, ca să fie toate pe aceeași linie. Și cu mango aici. Da? Aici punem mango. Aici punem zmeu sau ce e asta și să punem și ananasul. Deci toate pe vegetale, pe compot, da? Și aici după aia trebuie să punem și nu avem scândură. Bineînțeles că n-am spațiu, o să mai scăpăm de puțin de astea. Deci astea le las, astea le las, las și astea. Nu știu cum fac, eu de mereu am inventarul full. Cocosul îl mâncăm. Ideea este că o să rămân fără și anume topor. Ce vă spun eu că s-a și rupt. Hai să dau drumul la... Ne trebuie mai multă scândură. Opsi. Opsi. Deci trebuie să facem ce facem, trebuie să mergem neapărat să aducem scrap. Mă, asta funcționează sau? Sau nu are baterie? Posibil să nu am baterie pe speaker-ul ăla. Bun, trebuie să mergem neapărat să aduc niște scrap-uri. Pe aici o să mă cam ia rechinul la întrebări. Nu pot sta pe aici, nu pot sta pe aici. Deci cobor neapărat. Deci trebuie neapărat... Uite, rechinul... A, i-a văzut umbra eu. Uite, mă, un scrap aici. Uite și al doilea. Poate mă las un pic rechinul să fac și eu. Au, lasă-vă, tati. O să mai fac eu acum, apropo, o să-mi fac eu armură de aia să văd dacă e ok. Dar pe mine trebuie să fac cu piatră un topor. Toporul... Au, și-mi trebuie neapărat scândură, frate. Dă-te bă de aici, dă-te bă de aici, dă-te bă de aici, dă-te bă de aici. Pentru scândură... Aoleu, ce mi-a dat ăsta? Stai mă că-mi fac eu armură acum. Uite-o că am găsit scândură. Deși puteam să arunc și cu cârligul după bang, toporul. Mai trebuie 3 bucăți. Băi, cum ar rămas fără scândură, frate. Și pe aceea chiar nu mai găsesc. Dacă fac un de la cu piatră, deci îmi trebuie singur bucată de scândură. Nu e ca la Minecraft să dai cu toporul, să cu pumnul să iei o scândură. Mă duc puțin pe aici, dar dacă aș găsi totuși o bucată de scândură. Adevărul că mi-a costat o grămadă de chestii și automat că a rămas fără scândură. Ia să vedem pe undeva, pe aici, pe undeva. Acolo în față văd ceva adunat, cred că s-ar putea să găsesc și eu o bucată de scândură. Fac un topor de la cu piatră și după aceea strâng scândură și îmi fac unul la mai. Uite o bucată de scândură. O bucată de scândură, asta trebuia, frate. Deci, aș fi găsit aur. Deci îmi fac un topor de piatră deocamdată și pe aceea am dat cum arată pluta mea, deci că e bază de aia, cum îi spune, platformă de aia petrolieră. Așa, deci îmi fac un topor de asta deocamdată că n-am ce să fac. Fac rost de piatră și de lemn și după aceea îmi fac una ca lumea. Bang, bang, bang. Poate nu mai vine rechinul, dar oricum acolo am viață, nu e problemă. Nu mai am frică de el. Au! M-a pișcat un pic așa de picior. Bang. Bang. Și... Bang. Și... A, tot n-am suficientă, scuze. Pot da drumul la foc aici? Gata. Așa, și acum dau start cooking. Ia uite-le. Și fierbe, frate. Deci facem frumos compot de fructe.
Bine, putem face cam aici multe rețete. Putem face aici, de exemplu, uite, și cu pește, și cu lapte, și cu ridichi, și cu... Da, avem mai multe rețete. Sau putem pune efectiv, eu am pus, de exemplu, am făcut un test, am pus un cartof și o sfeclă și am fiert. Am făcut un fel de fiertură așa, da? Deci, acum și gătim. Bun. Ce mai avem de făcut? Avem de făcut, spuneam eu, mai devreme, să ne facem noi toate astea. Da? Avem piele, lână, sfoară, da? Să ne facem rucsac și alte chestii. Pe unde este și anume. Ideea este că trebuie să mergem pe insulă să omorâm porci la greu. Deci trebuie omorâți porci la greu pentru că ne dă piele ca să ne facem toate chestiile astea. Bun. Ce mai putem să lasă de aici ca să nu mai mă complic? Și îmi trebuie lână și cu... Așa, și lână. Bun. Hai să începem. Deci, ne punem prima dată să facem... A, ne trebuie piele. Mai am pe aici pentru... Mai am piele, uite, am 20. V-am spus, am mers pe mai multe insule și am explorat. Da? În momentul ăsta avem... ia să vedem cum se vede. Pe unde e rucsacul? A, nu, stai, greșeala mea. Rucsacul trebuie să-l punem aici. Aici jos. Ia uite mă, deci că și colorel. Da? Și ne-a mărit inventory cu încă ură, 2, 4, 5 sloturi. Da? Ia uite, deci că merg la școală. Da? Hai să mergem mai departe, să ne facem caschetă. Dar cascheta ta mai frumoasă, parcă mai frumoasă. Ia să ne punem. Mamă, deci că ești biciclist, frate. Deci că ești biciclist. Bun, mergem mai departe, să ne facem armură de asta. Stai așa două secunde că punem aici. Ia uite-ne, deci că ești gladiator. Acum, nu știu dacă putem să notăm noi cu toate astea și la picioare. Bang. Ia. Trebuie să scot asta ca să se vadă. A, și ne-am făcut un fel de... Cum îi spune? De cizme. Da? Cam așa arătăm acum cu rucsac, cu armură, cu... Ia uite, deci că sunt la școală. Da? Fiertura încă nu e gata. Băi, dar nu... Cascheta asta nu prea îmi place, frate. Deci că... Dacă mi-și tu era aia cu peștele. Peștele în cap, ia. Ia uite. Mai simpatic așa cu ochii aia. Așa, e gata, fiată, e gata mâncarea. Dar pentru mâncare avem nevoie, trebuie să ne tăcem și noi pe treaba asta. Pentru mâncare avem nevoie de un bol. Făcusem eu un bol de ăla de cum îi spune? De loot, să zic așa. Și am băgat, hă? Cum luăm? Băi, n-a fier pentru că încă n-avem, nu avem scândură, frate. Acum am dat seama. Toporul. Asta e toporul. Nu ne dă scândură. Trebuie să mergem pe... Să mergem pe... Opa! Am căzut prin plută. Ciudat. Bang. Nu trebuie neapărat să terminăm acolo ciorbița. Bang. Avem suficient? Hai să mai... Mai e vreun pe aici? Uite, mai e unul în față. Și tot așa, pe fiecare insulă găsim și dirt. Dirtul ăla pe care îl folosim. Facem gazonul ăla pentru animale. Bang. Așa, dat. Hai să mergem pe plută, că s-a făcut noapte. Și trebuie să terminăm compotul și episodul, bineînțeles. Așa, mă, tati. Deci de-aia nu... A, de-aia gata? A, încă fierbe. Așa, acum putem să luăm compot. Am luat compot? N-am luat. Se pare nu... Am dat. A, s-a pus aici două părți, uite mă. Uite așa arată. Ia să facem așa o... Mergem aici până aici la lumină frumos. Ia stai mă. Deci așa arată mâncarea acum gătită, frate. Da? Deci uite. Acum deja să o dăm pe bucătărie. Deja nu mai suntem supraviețuitori, facem deja bucătărie, suntem deja bucătari. Am servit frumos. Ce este simpatic, vă arăt imediat, este că mănâncă cu tot cu bol. Deci bolul nu rămân goale. Deci mănâncă și bolul de loot.
Cam atâta este de ce am adus jocul, să zic așa, la zi. Mai așteptăm să vedem ce mai apar noi. Salut, salut, Lama. Deci ce mai aduce jocul ăsta? Vă spuneam și mai în alte episoade că este un joc în dezvoltare. Deci așteptăm să mai aducă jocuri noi, să aducă lucruri noi. În momentul în care apar lucruri noi, aducem și noi pe canalul nou videoclip cu Raft. Cam atât pentru asta. Dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like. De asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, vă ziceți salut!